Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la spectacolul intitulat Pentru tine, Doamne, florile înfloresc, din cadrul Armonii Pascale. Cele mai frumoase voci și pricesne vor răsuna astăzi pe scena Casei de Cultură a sindicatelor și sperăm din suflet să aducem bucurie fiecărui ascultător. Trebuie să menționez că acest concert este realizat de către Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, instituție finanțată de către Consiliul Județean Neamț. Aduc mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea evenimentului de astăzi. Doamna Carmen Elena Năstase, managerul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, vă transmite un gând bun și sărbători binecuvântate. Cu acestea fiind spuse, doresc să încep cu grupul ce astăzi va deschide acest spectacol. Grupul psaltic Evangelismos din Piatra Neamț a luat ființă în anii 2008-2009 în cadrul parohiei Nașterea Maicii Domnului Mărăței II, 1 mai, fiind cel de-al treilea cor al acestei parohii, fondat cu citezul Ciprian Ceară, de atunci măstărind în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă, Dumitru Stăniloae, de la Iași. Evangelismos se traduce din limba greacă prin vestea cea bună sau bună vestire, corul aflându-se sub protecția și acoperământul Maicii Domnului. Numele corului a fost dat de către unul dintre ucenicii de chilie ai marelui duhovnic al Sihăstriei, părintele Cleopa Ilie. Corul este format din elevi seminariști, studenți, absolvenți de teologie și conservator, dar și studenți și absolvenți ai altor facultăți, precum și din Sanț și Lampadari, de la bisericile din Piatra Neamț și din zonele limitrofe. În timpul studenției la conservator, grupul a crescut atât numeric cât și profesional prin venirea unor noi colegi de conservator și astfel au început să interpreteze și muzică armonico-polifonică. De aceea, grupul are o dublă titulatură. Atunci când psalmoidează muzică de tradiție bizantină, au titulatura de grupul psaltic Evangelismos, iar atunci când interpretează muzică armonico-polifonică, poartă numele de corală bărbătească Evangelismos. Grupul psaltic Evangelismos poate fi considerat atât un cor al psalților, cântăreților bisericești din zona Neamțului, cât și un cor misionar, deoarece participă la diferite slujbe și activități cultural-filantropice, atât în Arhiepiscopia Iașilor, cât și pentru cuprinsul Patriarhiei Române. Însoțiți astăzi de doamna profesor Georgiana Șerbana Xinte, alături de elevele sale de la clasa ce o coordonează la Școala Populară de Arte din Piatra Neamț, în cadrul Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, Maria Leoreanu, Amelia Sava, Riana Asandei, Amalia Ciofoaia, Maia Angler, Sofia Ceai, Anastasia Ceai, Tănase Maria, Tănase Nectaria, Burdule Elinca și Murariu Natalia. Iar în aplauzele dumneavoastră, Corala Evangelismos. Oh.
invitat și distins auditoriu nemțean, în această frumoasă zi de mare sărbătoare, mare praznic împărătesc, când Mântuitorul Iisus Hristos intră în cetatea Ierusalimului, grupul Psaltic Evanghelismos din Piatra Neamț, împreună cu corul de copii Evanghelismos, o să vă încânte și o să încerce să vă introducă în atmosfera de rugăciune și de meditație specifică săptămânii care urmează, adică săptămâna Sfintelor Pătimiri. O să interpretăm astăzi pentru dumneavoastră, am început cu Apărătoare Doamnă, un imn închinat Maicii Domnului, care este ocrotitoarea corului nostru, apoi, nu într-un mod întâmplător, purtăm drapelul la stativ, încercăm pe următoarea piesă Cresc, versul Radu Gir, muzica părintele compozitor Cristian Alexandru, membru al grupului psaltic Tronos, să mai păstrăm o fărâmă de patriotism în inimile și sufletele noastre. Apoi, cântarea nouă a canonului Sfinților Brâncoveni, Aliluia din Postul Mare, care o să debuteze în această seară odată cu începerea slujbelor speciale cunoscute de noi toți sub denumirea de Deng, care este utrenia zilei următoare, după care vom interpreta câteva stihuri și acrostihuri din Prohodul Mântuitorului Iisus Hristos, versiunea grecească, după care Psalmul Agioritic, împreună cu corul de copii și, în încheiere, troparul Florilor. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
Lumină sunt poruncile tale.
Doamne, adaugă rele celor măriți ai pământului. Oh!
Serafimii s-au înfricoșat acum.
dumneavoastră, auditoriu, să cântăm împreună troparul florilor. Cei care ați fost astăzi la Sfânta Liturghie l-ați auzit de multe ori.
găsit. Suntem onorați de să fim astăzi în locul noastră. Iată să vă aducem un strop de bucurie prin cântări închinate Domnului nostru Mântuitor Iisus Hristos. La mulți ani, dragii noștri, vă spunem din toată inima noi, ansamblul de cântece populare Nimțișorul, al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, să fiți sănătoși și să fiți mereu cu zâmbetul pe buze. La mulți ani! De lacrimi pentru ea s-a dăruit.
Vă mulțumim de suflet pentru dumneavoastră în salul de cântece populare, Nemțișorul. Și vreau să mă mulțumim unui prieten special pentru că nu ne-am vorbit, dar ne-am organizat așa ad hoc să ne acompanieze prietenul nostru, Ciprian Chirvase. Mulțumim din toată inima. Asta ce trebuia să le trebuie la mine. Vreau să felicit pentru toată organizarea pe Georgiana, pentru că s-a organizat atât de frumos. Noi am pornit împreună cu acest spectacol, dar ea e mai mult cu partea de decor și cu partea asta mai artistică. Eu sunt cu logistica. Mulțumim tare mult și cu organizarea. Sânzienele, ce este format din 4 moldovenci autentice, 3 soliste absolvente ale Școlii Populare de Arte din Piatra Neamț, Alice Prundu, Alesia Fuci și Andreea Dudă, însoțite și coordonate de doamna profesor Georgiana Șerban Axinte. Grupul a luat ființă în anul 2020 din dragoste pentru tradiții, port popular și folclor și din dorința de a face cunoscute frumusețile și istoria meleagurilor românești și în special ale Ținutului Neamțului. În colaborare cu Lapsos Popular, compozitori și dirijori, au format un repertoriu personal, autentic, specific zonei din care provin. În anul 2022, chiar de sărbătoarea Sânzienelor, au lansat primul lor album în care se regăsesc hore, sârbe și bătute moldovenești, precum și picesne, cele din urmă ocupând un loc important în repertoriul acestora. Astăzi, acompaniate la pian de către domnul Ciprian Chirvase. Aplauze!
La gimnaziul Elena Cuza din Vaslui, iar din anul 2002 activează sub tutela Palatului Copiilor Vaslui. Debutul celor 40 de copii cu vârste între 12 și 15 ani a fost în primăvara anului 1996 într-o întrecere corală județeană. De atunci, Fantasia a devenit destul de rapid o prezență nelipsită din evenimentele artistice desfășurate la nivel județean și mai târziu pe scene din țară și din străinătate. Corul a atins un înalt nivel de maestrie vocală, transformând fiecare spectacol într-un eveniment artistic impresionant. Forța, acuratețea și culoarea diferitelor interpretări, sensibilitatea și entuziasmul prezenței scenice au sporit frumusețea și valoarea repertoriului. Fantasia are un repertoriu bogat, peste 100 de cântece, a cărui paletă pleacă de la rafinamentul ritmic al muzicii sacre, trece prin sunetele gospelului și ale jazzului, pentru a nu uita, în final, puritatea muzicii corale folclorice. Explorarea entuziastă a muzicii internaționale asigură varietatea, prospețimea și dinamismul repertoriului corale. Iar în aplauzele dumneavoastră, Corala Fantasia, dirijor profesor Vasile Negură. Duminica la Florii, azi un preludiu al patimilor Mântuitorului, dar și o poartă spre înviere. Corala Fantasia a Centrului Cultural Județean Vaslui, condusă de profesor Vasile Negru, vine astăzi în întâmpinarea Mântuitorului cu un concert de colinde de flori, pricesne și cântări religioase, care marchează Duminica Florilor, Săptămâna Patimilor și încheie cu cel mai însemnat praznic al creștinătății, învierea. Ne aflăm astăzi în această frumoasă și primitoare locație, la invitația doamnei Carmen Năstase, director al Centrului pentru Cultură și Arte, Carmen Seculare, Piatra Neamț, căreia îi adresăm mulțumiri. Cerul de familiar la rugăciune și la pocăință. Pământul tot să așage în genunchi pentru a retrăi patimile Mântuitorului. Ne mai poți ierta, Doamne, pentru spinii pe care încă îi pune mănânc peste fruntea Ta? Ne mai poți înduri păcatele care îți împovărează crucea tot mai grea? Ne așezăm iubirea pe altar în fiecare Paști și încercăm să fim mai buni,
cu sufletul curat, să-L primim în inim, cu credință, pe Cel ce prin învierea Sa șterge al lumii greu păcat. Thank you.
Pentru că nu de mult cei care împărtășesc religia catolică au sărbătorit la rândul lor Floriere și Paștere și pentru că repertoriul catolic este foarte ofertant, dați nevoie să vă oferim două cântece din acest repertoriu, Pater Noster și Ave Maria. Thank you.
pe cruce mai dat. O, vai, Ierusalime, sus cedera tu pus
Pentru că suntem în Sfânta Sărbătoare a Florilor și pentru că peste o săptămână vom fi cu toți alături de familiile noastre și de ceea ce înseamnă împlinirea spirituală pe care ne oferă Paștele, haideți, cântați cu noi împreună. Datorită strădanii, îndrăgită interpretă a folclorului nemțean, Georgiana Șerban Axinte. Fondatoarea grupului activează de ani buni ca profesor de canto la Școala Populară de Artă Piatra Neamț. Dragostea și aplicarea către vestimatele folclorului autohton s-au împletit în mod armonios cu dedicarea sa de a împărtăși bucuria cântecului celor mai mici artiști ai ținutului. Făcând o selecție riguroasă a celor mai talentați elevii săi, Georgiana Șerban Axinte a pus bazele grupului Floare de Colț, care de 15 ani strălucește artistic pe scenele naționale, iar ca încununare a muncii sale și a elevilor săi, în data de 12 mai, sunteți invitați la lansarea dublului album ce poartă numele Noi suntem boboși de floare. Acompaniați aplauz, vă dăm un ciclu de voastră. Aplauze!